copii, bine v-am găsit la emisiunea dedicată vouă, emisiune prin care vă sugerăm să pășiți în orășelul vesel. Rămâneți deci alături de noi și invitați-vă prietenii, familia și colegii să intre în lumea orășelului vesel. De această dată ne-am oprit la o poveste, La gura sobei, citită în secția dedicată vouă, Bibliodivertisment, din cadrul Bibliotecii Județene Sălaj. Acum vă lăsăm în compania povestitoarei noastre, Veronica Pop. Bine v-am regăsit la Biblioteca Județeană. Cred că nu ne-am întâlnit cam de mult. Și îmi place să cred că vă bucurați, că ne revedeți și că ne reîntâlnim acum, bineînțeles, cu alți prieteni, prietenii pe care probabil îi veți întâlni în orășelul vesel. Astăzi vom citi împreună povestea unui scriitor român, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Acest scriitor se numește Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată. E, că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. Pe când făcea plopșorul pere și răchita micșunele, de când se băteau urși cu coarde, de când se luau de gât lupii cu miei, de se sărutau apoi înfrățindu-se, de când se potcovea puricele, la un picior, cu ce? Cu 90 de ocale de fier. Și se arunca apoi în slava cerului, de ne aducea poveștile. Ei, de când se scria musca pe perete, mai mincinos e cine nu crede. A fost odată un împărat mare și o împărăteasă. Amândoi erau tineri, erau frumoși și voind să aibă copii, au făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta. Au umblat pe la vraci, au umblat pe la filozofi, ca să caute în stele, să le ghicească, dacă ori să facă sau nu copii. Dar în zadar. În sfârșit, auzind împăratul că este într-un sat oarecare, aproape nu departe de curtea împărătească, un cheș dibaci. Ei, a trimis să-l cheme. Ei, dar acesta a răspuns trimișilor că cine are trebuință de el să vină la dânsul. S-au sculat, deci, împăratul și soția lui împărăteasa și, luând cu dânsii vreo câțiva boieri mari, ostași, slujitori, s-au dus la Uncheș acasă. Uncheșul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și, totodată, le-a zis: bine ați venit sănătoși, dar ce umbli, împărate, să afli? Dorința ce ai o să-ți aducă întristare. Eu n-am venit să te întreb asta, zise împăratul, ci dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii, atunci să-mi dai. Am, zise uncheșul, dar numai un copil o să faceți. El o să fie făt frumos și drăgăstos și parte n-o să aveți de el. Luând împăratul și împărăteasa leacurile, s-au întors veseli la palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit. De această întâmplare era mare bucurie la palat. Mai înainte de a veni însă ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns de n-a putut niciun vras să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate lucrurile din lume. Dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă. Taci, dragul tatei, zise împăratul,
că ți-o-i da împărăția cu tare și cu tare. Taci, fiule, că ți-o-i da de soție, pe cutare prințesă, pe cutare fată de împărat. Oh, și multe, multe alte promisiuni din astea. Dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise: taci, fătul meu, că ți-o-i da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Eh, atunci copilul a tăcut și s-a născut, a venit în lume. Iar slujitorii deteră în timpane și în surle și în toată împărăția se ținu o veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul, de aceea se făcea mai isteț și mai îndrăzneț. Îl deteră pe la școli și filozofi și toate învățăturile pe care alți copii le învățau într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul murea și învia de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și procopsit ca Solomon împărat. De la o vreme încoace însă, nu știu ce avea, că era tot galeș, trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea 15 ani, împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujbașii împărăției și se chefuiau. Atunci făt frumos se ridică și zise: tată, a venit vremea să-mi dai ce mi-ai făgăduit la naștere. Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte tare și i-a zis: oh, dar bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru neauzit? Și dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac, să nu mai plângi. Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutremur toată lumea până ce voi găsi făgăduința cu care m-am născut. Atunci toți boierii și împăratul căzură în genunchi cu rugăciune să nu părăsească împărăția, fiindcă ziceau boierii: păi tatăl tău de aici înainte e bătrân și o să te ridicăm pe tine pe scaunul domnesc și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare să-ți fie soție. Dar n-a fost cu putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statornic ca o piatră la vorbele lui. Iar tată său, dacă văzu și văzu, îi dete voie și puse la cale să-i gătească pentru drum merinde și tot ce-i trebuia. Apoi, făt frumos se duse în grajdurile împărătești, unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția, ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, buf, îl trântea. Și astfel toți caii căzură. În sfârșit, tocmai când să iasă din grajduri, își mai aruncă odată ochii, roată așa, și într-un colț a văzut un cal amărât, răpciugos, slab, și se duse la el. Când puse mâna pe coada lui, acesta își întoarce capul și zise: ce poruncești, stăpâne? Ah, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung să mai puie mâna pe mine un voinic. Și, înțepenindu-și picioarele, rămase drept ca lumânarea. Atunci, făt frumos îi spuse ce avea de gând să facă și calul îi zise: ca să ajungi la dorința ta,
trebuie să cer de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele pe care le purta el când era flăcău. Iar pe mine să mă îngrijești tu însuți, cu mâna ta, 6 săptămâni și orzul să mi-l fierbi în lapte. Astfel, fiul împăratului se duce la tatălui și îi cere lucrurile pe care îl povățuise calul. El a chemat pe vătaful curții și a dat poruncă să-i deschidă toate tronurile cu haine, spre a-și alege fiul său pe acelea care îi vor plăcea. Făt frumos, după ce răscoli 3 zile și 3 nopți, găsi în sfârșit în fundul unui tron vechi armele și hainele tatălui său de când era flăcău, dar erau tare ruginite și tare ponosite. Se apucă să le curețe cu mâna lui de rugină și, după 6 săptămâni, izbuti a face să lucească armele ca la oglinda. Totodată îngriji și pe cal așa cum îi promisese. A avut muncă destulă, dar la sfârșit izbuti. Când a auzit calul de la făt frumos că hainele și armele sunt bine curățite și pregătite, odată se scutură și el și toate bubele și răpciuga căzură de pe el și rămase tocmai cum îl făcuse mama lui. Un cal gras, frumos, trupeș și cu 4 aripi. Văzându-l făt frumos astfel, zise: de azi în 3 zile plecăm. Să trăiești, stăpâne, sunt gata chiar de azi, dacă tu vrei asta, îi spuse calul. A treia zi de dimineață, toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Făt frumos, îmbrăcat ca un viteaz, cu paloșul în mână, călare pe calul cel alesese, își lua ziua bună de la împărat, de la împărăteasă, de la toți băierii cei mari și cei mici, de la ostași și de la toți slujitorii curții, care, cu lacrimi în ochi, îl rugau să se lase de a face această călătorie. Însă el, nu. Plecă mai departe dând pinte în calului și ieși pe poartă ca vântul și după dânsul, carele încărcate cu merinde, cu bani și cu vreo 200 de ostași pe care îi rânduise tatălui să-l însoțească în această călătorie. După ce trecu afară de împărăția tatălui și ajunse în pustietate, făt frumos își împărți toată avuția la ostași și, luându-și ziua bună de la dânsii, îi trimise înapoi, oprindu-și pentru dânsul merinde doar cât putea duce calul său. Și, apucând calea către răsărit, s-a dus 3 zile și 3 nopți până ajunse la o câmpie întinsă, unde era o mulțime de oase de oameni. Stând să se odihnească, îi zise calului: oare ce-o fi aici? Calul i-a răspuns: să știi, stăpâne, că aici suntem pe moșia unei ghionoaie, care e atât de rea încât nimeni nu calcă pe moșia ei, fără să fie omorât. A fost și ea oarecând o femeie, ca toate femeile, dar blestemul părinților pe care nu-i asculta, ci tot necăja, a făcut-o să fie ghionoaie. În clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o să o întâlnim. Și venind încoace, să te prăpădească. E grozav de mare, dar să nu te sperii de ea, ci să ții arcul cu săgeți, gata, pregătit,
iar paloșul și sulița să le ții la îndemână, ca să te slujești de ele când ți-o fi de trebuință. A doua zi, când se revărsau zorile, ei se pregăteau să treacă pădurea. Văd frumos puse șaua și înfrână calul și strânse Kinga mai mult decât altă dată și porni. Când deodată aude o ciocănitură groaznică. Atunci calul îi spuse: ține-te bine, stăpâne, gata! Iată se apropie ghionoaia. Și când venea ea, nene, dobora copacii, așa de iute mergea, iar calul se urcă cum îi vântul până cam deasupra ei. Și făt frumos, îi luă un picior cu săgeata și, când era gata a o lovi cu a doua săgeată, aceasta strigă: stai, făt frumos, stai, te rog, că nu-ți fac nimic. Ei, văzând că nu o crede, îi dete înscris cu sângele său. Să străiască calul, făt frumos, îi mai zise ea, ca un năzdrăvan ce este, căci de nu era el, te mâncam fript. Acum însă m-ai mâncat tu pe mine. Să știi că până azi niciun muritor n-a cutezat să calce hotarele mele până aici. Câțiva nebuni care s-au încumetat să o facă, de-abia au ajuns până în câmpia unde ai văzut oasele cele multe. Se duseră astfel acasă la dânsa, unde ghionaia o spătă pe făt frumos și lomeni ca pe un călător. Dar pe când se aflau la masă și se chefuiau, iar ghionoia gemea de durere, deodată el îi scoase piciorul pe care îl păstră în straiță și îl puse la loc și acesta s-a vindecat. Ghionoia de bucurie ținu masă 3 zile de-a rândul și îl rugă pe făt frumos să-și aleagă de soție pe una din cele 3 fete pe care ea le avea și erau foarte frumoase, ca niște zâne. El însă nu voi, ci îi spuse curat ce căuta, iar atunci ea îi zise: cu calul pe care îl ai și cu vitejia ta, cred că ai să izbutești. După 3 zile se pregătiră de drum și porni. Trecând și peste hotarele scorpiei, se duseră și iar se duseră, până ce ajunseră la un câmp numai flori și numai primăvară. Abia stătură să te odihnească și calul zise: trecurăm cum trecurăm până aici, stăpâne, dar mai avem un hop. Avem să dăm peste o primejdie mare și dacă ne-a ajutat Dumnezeu să scăpăm de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aici este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este înconjurată cu o pădure deasă și înaltă, unde stau toate fiarele cele mai sălbatice din lume. Ziua și noaptea păzesc cu neadormire și sunt foarte multe. Cu dânsele nu este chipa te bate și ca să trecem prin pădure este peste poate. Noi însă să ne silim, dacă vom putea, să sărim pe deasupra. După ce se odihniră vreo 2 zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și răsuflarea, zise: stăpâne, strânge Kinga cât poți de mult și încălecând să te ții bine și în scări și de coama mea. Picioarele să le ții lipite pe lângă subțioara mea ca să nu mai zătignești în zborul meu. Se urcă, făcură probă și într-un minut fu aproape de pădure. Stăpâne, mai zise calul, acum e timpul când se dă de mâncare fiarelor pădurii și sunt adunate toate în curte. Hai să trecem. Păi să trecem, răspunse făt frumos, și Dumnezeu să se îndure de noi. Se urcară în sus și văzură palatul strălucind astfel, de la soare te puteai uita, dar la dânsul ba. Trecură pe deasupra pădurii și tocmai când erau să se lase în jos la scara palatului, de-abia atinse cu piciorul vârful unui copac și deodată toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dobitoacele, de ți se făcea părul măciucă pe cap. Se grăbiră și se lăsară jos. Și de nu era doamna palatului afară dând de mâncare puiilor, că așa numea ea ligioanele de pădure, îi prăpădeau negreșit. Mai mult de bucurie că au venit, îi scăpă ea,
căci nu mai văzuse până atunci suflet de om pe la dânsa. Opri pe dobitoace, le îmblânzi și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă, o nevoie mare. Cum o văzu, făt frumos, rămase îngremenit. Dar ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise: bine ai venit, făt frumos, ce cauți tu aici? Ei, căutăm, zice el, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Păi dacă căutați ceea ce zisești, aici este. Atunci descălecă și intră în palat. Acolo găsi încă două femei, una ca alta de tinere. Erau surorile cele mai mari. El începu să mulțumească zânei pentru că l-a scăpat de primejdie. Iar ele, de bucurie, gătiră o cină plăcută numai în vase de aur. Calului îi dăte drumul să pască pe unde voi el. Pe urmă, îi făcură cunoscuți tuturor ligioanelor de puteau umbla în tihnă prin toată pădurea. Femeile îl rugară să locuiască de aici înainte cu ele, că ziceau că li se urâse șezând tot singurele, iar el nu așteptă să-i mai zică odată, ci primi cu toată mulțumirea ca unul ce asta de fapt căuta. Încet, încet se deprinseră unii cu alții, își spuseră povestea unul altuia și până să ajungă la dânsele ce au pățit și așa mai departe. Nu după multă vreme se însoți cu fata cea mică. La nunta lor, stăpânele casei îi deteră voie să meargă prin toate locurile de prin prejur, pe unde va voi. Numai pe o vale pe care i-o arătară îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de el, și îi spuseră că acea vale se numea Valea Plângerii. Petrecu acolo o vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot așa de tânăr, precum venise. Trecea prin pădure fără să îl doară măcar capul. Trecea pe unde vroia el și trăia în pace și în liniște cu soția lui. Ieșea adesea la vânătoare, dar într-o zi se luă după un iepure. Dete o săgeată, dete două, nu-l nimeri. Supărat alergă după iepure și în această învălmășală nu băgase de seamă că iepurașul alergând a trecut în Valea Plângerii. Luând iepurele se întoarse acasă când, ce să vezi dumneata, deodată l-apucă un dor nebun de mama lui și de tata lui. Nu cuteză să le spuie femeilor, dar ele îl cunoscuseră după întristarea și neodihna ce vedeau întrânsul. Ai trecut, nefericitule, Valea Plângerii. Am trecut, dragele mele, fără să fi voit să fac asta, dar acum nu mai pot. Mă topesc de dorul părinților mei și mă duc să-i văd și apoi mă întoarce și nu mă mai duc niciodată. Nu ne părăsi, iubitule, părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani. Rămâi cu noi. Toate rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, n-au fost în stare să-i potorească dorul de părinți, care îl usca pe de-a întregul. Și în cele din urmă calul îi spuse: dacă nu vrei să ne asculți, atunci orice ți se va întâmpla să știi că numai tu ești de vină. Am să-ți spui o vorbă și dacă vei primi tocmeala mea, te aduc înapoi. Primesc, spuse el. Cum am ajunge la palatul tatălui tău să te las jos și eu mă întorc, de vei voi să rămâi măcar un ceas. Așa să fie. Se pregătiră și plecară. Ajunși acolo, însă, au trecut și de moșia scorpiei, au trecut și de cea a ghionaiei, dar când au ajuns acasă, totul era pustiu. Alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoșteai. În cele din urmă se duse la palatul în care s-a născut. Dar totul e dărâmat, buruieni încrescute, totul era în paragină. Căutând într-o parte și alta, cu barba albă până la genunchi, găsi, ridicându-și ploapele ochilor cu mâinile și abia umblând, găsi un bătrânel pe un tron hodorogit. În el găsi, dar nu găsi nimic, ridică capacul și cu glas slăbănocit zise: bine ai venit,
că de mai întârziai și eu mă prăpădeam. Ei, și astfel, și bătrânelul, care era bătrânul împărat, muri. Astfel, făt frumos al nostru, nu se mai întoarse în împărăția tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, ci a rămas și el, fiindcă moartea l-a găsit și pe el și, așa cum fiecăruia, după o viață frumoasă, ni se apropie o altă lume, la fel și el, ca un muritor de rând, a părăsit lumea și s-a alăturat părinților lui. Sper că v-a plăcut povestea și ne revedem la o altă întâlnire. La revedere!